luat cunoștință de două foarte bune romane, Cărămida cu mâneri și Nemuritorul în solitudine și durerea, scrise prin anii 60 de Darie Macheru, publicate întâi de Daniel Drăgan la Arania și republicate anul acesta la Icon. Acum 2 ani am prezentat un volum de versuri la Gaudeamus, păstrate cam din aceeași perioadă, Oamenii din Lande, al lui George Dan, iar acum volumul Tărâmul cu dimineți putrede, al lui George Bogdan. Primii doi autori au trăit cea mai cruntă perioadă, aceea a instalării agresive a regimului comunist. Scrierile lor n-au putut apărea decât postum. Mult mai tânărul George Bogdan a fost martorul decăderii și decapitării sistemului, incompletă decapitare, căci războiul cu hidrele e greu. După cum mărturisește poetul, în prezentul volum aduce în față adnotările de la Iași din anii de oțel ai dictaturii 1986-87-88 cu pana anului 2013. Unul dintre meritele lui George Bogdan este că nu se oprește strict asupra acelor ani de criză, ci se întoarce în timp spre vremea jertfelor de sânge ale luptătorilor anticomuniști, ochiul critic vizând și prezentul capitalist cu tarele lui. Prima stare pe care mi-a sugerat-o titlul, Tărâmul cu dimineți putrede, a fost lipsa de speranță. Stare care cred că ne-a încercat pe toți trăitorii anilor 80 și care, din păcate, pare să se întoarcă. Citind stampele din prima parte a cărții, sentimentul a fost că, înainte de a vedea imaginea imprimată, stampa, am auzit scrâșnetul materialului dur din care a fost făcută matrița. Poate de aceea mi-aș îngădui să numesc lirismul lui George Bogdan un lirism metalic, degajând luciditate și forță, contururi precise, în măsură să dea acuratețe imaginilor de pe stampă sau din tablouri. Spun stampe și tablouri pentru că așa sunt grupate poeziile, prima parte a cărții stampe, a doua parte tablouri. Subtitlul celei de-a doua părți, Noaptea de dincolo de cortina de fier, conține o altă sugestie a trecerii abrupte de la dimineți putre de la întunericul nopții ca pe un tărâm blestemat. Stampele și tablourile sunt precum piesele unui mozaic, având fiecare formă și culoare proprie, dar alcătuind la oaltă și un întreg tulburător, mai ales pentru privitorii sau cititorii care au experiența acelor vremuri. Am descoperit, citind, o anumită simbolistică și poate să pară surprinzător ce spun, un fel de istorie ieroglifică, în măsura în care prezența umană are două reprezentări. Pe de o parte, omul ca om, în multiple ipostaze, cu două direcții de evoluție. Una sub imperiul lui trebuie să, era imperativul vremurilor respective, într-un infern care trupuri sfarmă, foc, pucioasă întinde, în stampa 40, sau în apartamentul celulă, sinonim ca și cortina de fier spațiului închis. Întâlnim și apartamentul celulă și țara celulă. Cealaltă cale este calea frondei primejdioase și o să dau exemplu cu tipurile de oameni care evoluează, sclavul, orbul, alienatul, omul număr, vor merge încotro, indică imperativul impersonal trebuie, transformându-se în omul serie sau în omul nou, respectiv omul zero, lipsit de identitate, de personalitate și drag regimului totalitar. Poetul, șerpul astral, onestul, individul obraznic, cel care gândește, smeritul, credinciosul, vor evolua spre omul nu, despre care se întreabă regimul ce facem cu individul ăsta obraznic, gândește să-l distrugem pentru punctul lui de vedere în stampa numărul 42. Omul nu este omul vânat, este vinovatul, este neînseriatul, vânatul de partidul unic, după cum se vede în stampa 69.